Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi vom vorbi despre un aspect foarte important în grădinăritul bio, și anume despre cum aplicăm corect soluțiile bio în grădina noastră, pentru că atât soluțiile bio cât și cele chimice, neaplicate corespunzător, pot face foarte mult rău plantelor noastre. Și pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba, eu le-aș cataloga în 4 mari categorii aceste substanțe bio care acționează în grădinile noastre. Și aș începe cu cele care au proprietăți anti-insect, cele care au proprietăți de insecticid. Și aici am putea reaminti maceratul de usturoi cu boia și cu ardei iute, am putea reaminti maceratul de urzică, bicarbonatul de sodiu, ceaiul de gălbenele, infuzia de tutun, etc. După aceea mai avem a doua categorie, cele care au proprietăți antifungice, adică prin aplicarea acestor soluții bio sau prin prezența lor, ne protejează plantele de atacul ciupercilor. Și aici putem la fel să reamintim maceratul de urzică, soluția de lapte, decotul de coada calului, maceratul de coada calului, ceaiul de gălbenele, etc. Mai avem îngrășămintele naturale, care pot fi date atât foliar cât și la tulpina plantelor, la fel fertilizante lichide, dacă nu ați văzut videoclipul, cu siguranță va fi un videoclip pe acest canal cu un fertilizant lichid foarte, foarte ok. Avem gunoiul de graj, maceratul de găinați, de pasăre și așa mai departe, alte îngrășăminte chimice, și mai avem categoria repelenților, adică sunt anumite plante sau anumite substanțe care prin prezența lor resping atât insectele cât și anumite ciuperci. Iar aici cele mai întâlnite sunt crăițele, sunt plantele aromatice, cum ar fi salvia, cimbru, busuiocul, oregano și așa mai departe. Iar acum că le-am reamintit, aș vrea să încep cu un exemplu. Luăm un om sănătos, nu cum sunt eu azi, că sunt foarte răcit, de-am dat cu sirop de mugru de brad, merg mai târziu să culeg niște cimbrișori, niște ceiuri, ceva, că nu mai pot, m-a luat curentul și sunt terminat, așa cum s-ar spune. Luăm un om perfect sănătos și astăzi îi dăm contra răcelii, dăm medicamente. Mâine îl tratăm de păduchi, că poate să aibă păduchi. Poi mâine îi lungem cu tot felul de alifii împotriva unei urticarii. Răspăi mâine îi dăm niște pastile pentru alergii. Următoarea zi îi vom da niște antiinflamatoare pentru coloană și așa mai departe. Vom face dintr-un om sănătos un om bolnav. Și tocmai asta se întâmplă și în cazul plantelor și pomilor noștri atunci când aplicăm incorrect soluții benefice, dar atunci când nu este nevoie. Un an bogat vom avea fructe foarte multe, chiar dacă a fost prezent acel îngheț. Sincer, nici eu nu pot să-mi dau seama cum am ajuns la acest rezultat, totul este plin de fructe. Dar să revenim la cea de-a doua categorie, substanțele care au bio, care au proprietăți antifungice. Aici treburile stau puțin diferit, pentru că aceste substanțe pot fi aplicate și preventiv, adică a împiedica apariția unor boli, pentru că multe boli, cum ar fi mana special, pentru că despre asta este vorba, 99,9% este boala care distruge pur și simplu tot, aceste soluții bio ne vin în ajutorul nostru în prevenția lor. Pentru a preveni mana, de exemplu, pe canalul meu v-am prezentat acea soluție bio de lapte, pe bază de lapte, care ajută foarte mult. Dar mai sunt soluții bio care pot lupta cu această boală, cu boala aceasta a manei. Iar noi aici, substanțele acestea antifungice, le vom folosi preventiv. Dar când le aplicăm? Ei bine, le vom aplica întotdeauna după ce facem lucrări în grădină, cum ar fi soluția pe bază de lapte, dar totodată vom aplica și după o ploaie foarte puternică, unde se creează un șoc termic, adică este foarte cald afară și la ora 2, la ora prânzului sau la ora 4, e o ploaie torențială care durează maxim 10 minute, atunci mergem și dăm, de exemplu, cu soluția de bicarbonat de sodiu sau revenim cu soluția de lapte. Doar preventiv, dar în anumite condiții, când facem lucrări în grădină sau când există ploi cu șocuri termice. În rest, nu trebuie să acționăm cu această soluție sau pur și simplu odată la 2 săptămâni, dacă nu avem nici ploile acelea și nici nu lucrăm în grădină, odată la 2 săptămâni vom stropi cu această soluție. Nu vom face băieri permanente pentru a stresa planta. Dar foarte important, niciodată, dacă azi dăm cu soluție pe bază de lapte, mâine vom da cu bicarbonat de sodiu sau cu macerat de urzică. Nu, folosim o substanță și atât. Punct. Iată, ne ajungem și la cea de-a treia categorie, la fel de importantă, îngrășămintele bio pe care le folosim în grădina noastră. Și aici le-aș împărți în două categorii. Prima categorie ar fi
cele premergătoare culturi, adică cele care le înglobăm în solul nostru din grădină, cum ar fi gunoiul de graj, dar nu mai tânăr de un an de zile, cum ar fi compost sau cenușă sau alte aspecte. Foarte important la cenușă, nu aplicați cu o lună de zile înainte să plantați plantele, pentru că vi le poate arde. Și sunt și cea de-a doua categorie de îngrășăminte bio, cele aplicate în timpul vegetației, la tulpină, cum ar fi maceratul de urzică, cum ar fi fertilizantele lichide, maceratul de găinați de pasăre și așa mai departe. Și aici avem un aspect foarte important de care trebuie să ținem cont. Dacă noi avem un teren foarte bine pregătit și i-am dat gunoi de graj, cenușă, compost și așa mai departe, noi observăm cum crește planta. Dacă planta crește armonios, viguros, are un colorit natural, așa cum am spus mai devreme, și nu prezintă nicio carență de substanțe nutritive, nu e galbenă, că nu are potasiu, verdele este un pic mai palt, că nu are magneziu, vigoarea ei este mai slabă, că nu are calciu și așa mai departe, atunci intervenim cu celelalte fertilizante. Dar dacă ea crește bine, armonios, sănătos, de ce să-i dăm fertilizant? Pentru ce? Nu avem de ce să acționăm. Și aici mulți dintre noi greșim făcând aceste chestii și aplicând tot felul de îngrășăminte și în timpul vegetației. Dar dacă prezintă aceste carențe, putem interveni cu unul din celelalte fertilizante, lichide, așa cum v-am spus, un macerat de urzică, un macerat de găinați și mai departe. Dar și dacă nu prezintă carențe și planta crește armonios, în grădinăritul bio se poate aplica odată la 2 săptămâni sau la 3 săptămâni, să spunem așa, 100-150 de mililitri, 200 de mililitri dintr-un macerat de urzică, dintr-un macerat de găinați de pasăre sau dintr-un fertilizant lichid, dar foarte mare atenție, nu toate, nu toate odată. Adică a cui dau macerat de urzică, peste 3 zile îi dau găinați, peste 5 zile îi dau fertilizant și tot așa, pentru că înăbușim planta, o zăpăci. Nu. Odată la 2 săptămâni puneți 150-200 de mililitri de macerat de urzică. Peste alte 2 săptămâni puteți să mai dați niște găinați sau puteți să mergeți tot anul cu maceratul de urzică sau cu fertilizant lichid care prezintă toate substanțele acestea ușor asimilabile pentru plante. Și aici este foarte important. Nu sufocăm planta, îi dăm și cu bicarbonat și cu nu știu mai ce și așa mai departe. Cea de-a patra categorie, repelenți. Ce sunt aceștia? În special sunt alte plante aromatice, dintre care reamintim cimbru, coriandru, crăițe, busuioc, salvie, lavandă, oregano și așa mai departe, care odată aflate între plantele noastre din grădină vor respinge prezența altor insecte. Pur și simplu, insectele respective nu suportă mirosul emanat de acele plante, ca să spunem așa. Iar aici nu putem face rău plantelor noastre sub nicio formă, adică putem planta fără grijă tot ce v-am enumerat mai devreme, intercala prin culturile dumneavoastră, iar acest lucru va ține la distanță țânțarii, adică acestea sunt dăunători pentru noi, vor ține la distanță căpușele, tot pentru noi ca oameni contează, dar totodată vor ține la distanță afidele, vor ține la distanță molile, vor ține la distanță fluturii, care la urma lor vor depune ouă și vor crea omizile și multe alte insecte. Și tocmai de aceea este indicat să aveți în grădină câteva crăițe, câteva fire de cimbru, câteva fire de usturoi, chiar și usturoi este un repelent extraordinar și așa mai departe, și veți vedea întotdeauna rezultatele. Iar acum că am reușit să enumerăm așa o parte din aceste substanțe pe care le folosim noi în grădină și cum ar trebui ele aplicate, vreau să trag un semnal de alarmă. Atât în cazul tratamentelor chimice, unde întâlnim fitotoxicitatea, care este prezentă din cauza că noi am stropit cu o substanță prea concentrată sau am stropit prea des și așa mai departe, la fel se poate întâmpla și în cazul soluțiilor bio pe care le aplicăm noi în grădină. Foarte important, în grădinăritul bio mergem pe o prevenție, dar totodată acționăm la nevoie. Nu vom merge în grădina unde avem tomatele, spre exemplu, și vom da macerat de urzică azi, mâine îi dăm de coada calului, păi mâine îi dăm găinați, răspăi mâine îi dăm drojdie, pe ziua următoare nu știu ce mai dăm și așa mai departe. Ca insecticid îi dăm și macerat de usturoi, mai dăm și maceratul de urzică peste, mai aplicăm și un bicarbonat de sucean. Nu! Crește bine planta, îi dăm un fertilizant odată la 2 săptămâni, un fertilizant lichid pe bază de macerat de urzică. Vrem să folosim și găinați, îi mai dăm peste 3 săptămâni. Dacă ea crește armonios și are
un colorit și o dezvoltare normal. Observăm o insectă pe o plantă, o tratăm pe acela, observăm pe mai multe plante, dăm pe mai multe plante, pe acelea pe care am observat, nu stropim toată plantația. Am lucrat la ele, am copilit, am cârnuit, am făcut ce am făcut noi acolo, am pus paraci sau le-am legat în solar sau ce am făcut, atunci mergem și dăm cu o soluție pe bază de lapte. Am avut o ploaie foarte puternică, un șoc termic în câmp, acidă, atunci vom merge imediat și vom da cu un bicarbonat de sodiu. Deci trebuie să fim temperați foarte mult în aceste soluții. Dacă planta nu are nevoie, noi nu îi vom da. Noi nu trebuie să stresăm planta cu foarte multe substanțe. Dă-i de toate acolo, dă-i să fie, pentru că de aici vin toate problemele. Plantele se usucă, plantele se ard, plantele devin palide și așa mai departe. Pentru că este foarte bine să înțelegem cum se aplică aceste substanțe bio și eu prin videoclipul de azi sper că v-am tras așa un semnal mic de alarmă și m-am făcut înțeles într-o oarecare măsură despre cum ar trebui să acționăm noi în grădinăritul bio. Până la următorul videoclip eu vă doresc toate cele bune și să ne revedem cu bine la următorul material.